Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă etalare. Astăzi vă invit la Zodia Pești. Pentru săptămâna 1-5 aprilie vor fi videoclipuri care se vor referi în general la dragoste, zic eu că este cel mai important, dar nu uitați că este o etalare generală. Vor intra ușor și celelalte zodii, nu pot să fac toate zodiile în același timp și am ajuns deci la pești. Voi face trecut, prezent, viitor, energia generală pentru 1-5 aprilie. Nu uitați că timpul este fluid sau că energiile se schimbă. Energia generală a acestei săptămâni este o dorință a dumneavoastră, un vis care vi se va împlini. Dragii mei pești, în sfârșit ceva veți realiza. Ceva care așteptați de mult timp, da? Vi se va realiza. Foarte mult din punct de vedere sentimental văd, dar poate fi pe orice alt plan, dar veți avea o realizare extraordinară în această perioadă. În trecutul apropiat, fie dumneavoastră, fie cineva a jonglat între voi și o altă persoană, între voi și o situație anume, dar voi, simt că sunteți voi, ați manifestat o relație de suflete pereche, vă doriți o anumită persoană în viața dumneavoastră și doriți ca această persoană să rămână în viața dumneavoastră. Considerați că sunteți suflete pereche, că sunteți identici și vreți ca această persoană să rămână în viața voastră. În prezent vă gândiți la momentele frumoase pe care ea sau el vi le-a adus, derulați în minte aceste momente, doriți, ar putea un copil sau persoana respectivă să-și dorească un copil cu dumneavoastră și parcă veți realiza acest lucru. Veți realiza acest lucru. Vi se va împlini această dorință dacă pentru voi este și vouă vi se potrivește. În viitorul apropiat văd o persoană extrem de misterioasă. O energie masculină extrem de pasională, extrem de motivată. Motivația aceasta poate să fie în rândul serviciului o motivație de a avansa și a avansa cât mai rapid. O înclinare a balanței în ceea ce privește partea financiară. Partea financiară s-ar putea ca fie cineva să vă ofere o mărire de salariu nu foarte mare, însă există un echilibru financiar pentru voi în această perioadă sau în perioada următoare, pentru că este viitorul apropiat. Haideți să vedem ce este cu acest doi în trecutul vostru apropiat, de ce fie dumneavoastră, fie această persoană ați jonglat. Există o persoană care a înșelat. A înșelat în trecutul vostru, v-a înșelat sau v-a făcut să vă simțiți foarte prost, rapid. O persoană care a mințit, o persoană care v-a trădat așteptările, persoană de la distanță. S-ar putea pentru câțiva ca această persoană să fie la o distanță fizică de voi, să nu fie alături de voi. Na, înțelegeți ce vreau să spun? Să fie la o distanță fizică de voi, dar v-a înșelat. A existat în trecut o persoană care v-a înșelat. Dar dumneavoastră manifestați sau dumneavoastră ați înșelat, puteți fi dumneavoastră această persoană să fi înșelat pe cineva în trecutul dumneavoastră, pentru că energiile se întrepătrund. Puteți fi dumneavoastră sau persoana respectivă.
manifestați pe cineva tânăr în viața dumneavoastră, nici nu mai știți ce să mai credeți, pentru că această persoană vi se plimbă în minte. Este o persoană blondă, cu ochii căprui sau roșcată și atenă, tenul alb. Persoana respectivă poate să fie în leu, poate să fie berbec sau săgetător, de asemenea fecioară, mai văd aici. Vi se plimbă foarte mult în minte această persoană tânără, dar s-au creat goluri, o distanță s-ar putea fizică, dar și o distanță în ceea ce privește comunicarea cu această persoană. Vă doriți totuși ca această persoană să revină în viața dumneavoastră dacă a existat separare. Doiul de cupe, de ce este aici? Doiul de cupe. Este aici pentru că dumneavoastră nu renunțați. Nu renunțați la această... Există o energie masculină care nu renunță la o energie feminină sub nicio formă. Deși încearcă detașare emoțională de această energie feminină, nu poate. Această energie feminină este extrem de, de frumoasă, extrem de, cum să vă spun, pasională, extrem de atrăgătoare. Atrăgătoare, face lucrurile încet, pas cu pas, dar este atrăgătoare și o vedeți ca un suflet pereche, vă vede ca un suflet pereche, nu renunțați la această persoană. Parcă ați dori să îi comunicați sentimentele dumneavoastră, sentimente de iubire, de dragoste, în prezent. De ce este soarele aici? În prezent dumneavoastră veți avea o reușită, deci așa în această săptămână veți avea o reușită. Așteptați momentul potrivit, vă este teamă că nu o să reușiți sau unei persoane este teamă că nu o să reușească ceva. Puteți fi dumneavoastră, poate fi o persoană din anturajul dumneavoastră, însă este teamă că nu va reuși. Nu va reuși, nu va realiza ceea ce vrea, poate să fie un copil, poate să fie o călătorie. Dar va veni la momentul potrivit. Da? Această reușită este la momentul potrivit. Un risc al dumneavoastră pe care îl veți lua pentru a pleca, pentru a vă cumpăra o mașină, a pleca undeva într-o călătorie, a vă împăca cu cineva cu care n-ați mai vorbit de mult timp. Există riscul acesta pe care vreți să-l luați și vă veți deplasa pentru a vă întâlni cu această persoană de care v-ați despărțit pentru că așa trebuia. Ok? Pentru că așa trebuia. În viitorul apropiat există o persoană căsătorită. Căsătoria persoanei respective este în stagnare. Pentru că simt că persoana respectivă este misterioasă, știe ce vrea și este îndrăgostită. Este îndrăgostită, își dorește iubire, s-ar putea, nu neapărat că este îndrăgostită, dar își dorește iubire. O rapiditate în ceea ce privește comunicarea cu o persoană care a plecat din viața dumneavoastră. Simt că veți comunica dumneavoastră sau veți primi mesaj de la persoana respectivă într-un viitor apropiat, un mesaj scurt, bună, ce faci? Veți relua comunicarea cu o persoană pentru care ați avut o pasiune foarte mare. Asta văd, asta vă spun. Și acolo unde era un dezechilibru, însă această persoană, să știți că nu a fost întâmplător că a intrat în viața dumneavoastră, este destinul care vă aduce, readuce înapoi. Cineva aici, între voi doi, nu și-a dorit această relație de dragoste, dar iată că destinul vă readuce împreună. Și nu uitați, nouăle de cupe, o carte extraordinar de importantă, dragii mei pești. Deci, mi se pare extraordinar de fantastic. Treceți prin foarte multe etape în această săptămână, foarte multe lucruri care se întâmplă în viața dumneavoastră, o reușită extraordinar de mare, un risc pe care o să vi-l asumați și care o să vă aducă o reușită pe termen lung.
ceva la care vă gândiți de mult timp, de cel puțin 6 luni de zile, poate să fie o reușită profesională, poate să fie chiar această persoană care revine în viața dumneavoastră pentru a vă face mult mai împlinit sau mai împlinită, pentru ca sentimentele dumneavoastră să le învie, pentru ca dumneavoastră să aveți energia respectivă, pentru că văd o bucurie imensă. Văd o bucurie imensă, veți sărbători ceva, sunteți la fel, deci la fel, aveți ambele cărți de suflete pereche, această carte este în trecut, aceasta în prezent. Deci, probabil persoana de care v-ați separat este sufletul dumneavoastră pereche, dar veți veni din nou către această persoană, această persoană va veni către voi, parcă este instantaneu creat acest clișeu și nu este întâmplător, nu este întâmplător, ați rămas optimist cu ceea ce privește un nou început pe plan sentimental, dragii mei pești. Cam atât am avut de spus, vă mulțumesc din suflet că vă uitați pe acest canal, că intrați de fiecare dată, că vizualizați acest videoclip, sper să fie aflat elemente interesante, vă doresc sănătate, putere și să ne revedem cu bine la alte etalări la fel de interesante. La revedere, dragii mei!